Sărbătoare mare la Izverna, muzica și voia bună a răsunat la petrecerea organizată de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Alături de localnici s-au aflat și reprezentanții autorităților locale și județene care au dorit să fie părtași la bucuria oamenilor. Sute de oameni au venit în satul Seliștea din comuna Izverna pentru a sărbători nașterea Maicii Domnului. O petrecere pe cinste a fost organizată aici. Ritmurile muzicii populare au răsunat, iar horele s-au încins până târziu în noapte. Nașterea Maicii Domnului reprezintă o sărbătoare foarte puternică din punct de vedere sufletesc, pentru că, așa cum îi spune și numele, Maica Domnului a dat naștere lui Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Vă așteptați ca în seara asta să fie atâta lume aici și să vă bucurați de asemenea sărbătoare? Mă așteptam să fie câteva persoane, dar nu un număr atât de mare, dar mă bucur că au fost atâtea persoane pentru că bucuria este mult mai mare. La eveniment s-au aflat și reprezentanții autorităților locale și județene care au dorit să fie părtași la bucuria oamenilor. Noi astăzi sărbătorim la Seliștea, în astă seară e nedeia satului, e hramul satului Seliștea și am fost sprijiniți de președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, și de mulți oameni din comună care ne-au pus la dispoziție terenul și ne-au ajutat cu instalarea scenei. Este o dovadă de respect al meu pe care îl manifest față de locuitorii comunei Izverna, față de primarul acestei comune, Ionuț Stoican, și față de viceprimar. M-au invitat la această sărbătoare a satului Seliște. Am venit cu drag, chiar dacă am ajuns puțin mai târziu, să mă bucur să fiu alături de locuitorii satului Seliște, ținând cont de faptul că acum, când toți sărbătorim una dintre cele mai mari sărbători religioase pentru creștinii ortodoxi, o ocazie unică să se adune în acest sat și cei plecați în străinătate sau în alte localități și să vină alături de cei care au rămas aici. Organizatorii au spus că intenționează să desfășoare un eveniment similar și anul viitor.